Președintele Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, a decedat aseară după ce a ajuns în stare gravă la Spitalul Militar Central. Scriitor, politician și publicist român, acesta a deținut funcțiile de senator și de europarlamentar, fiind unul dintre cei mai controversați politicieni români de după Revoluție. Corneliu Vadim Tudor s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani. Corneliu Vadim Tudor este fondatorul Partidului România Mare, iar în perioada 1992-2008 a fost senator în Parlamentul României. În anul 1996 a candidat la alegerile prezidențiale, clasându-se pe locul 5 din 16 candidați. În anul 2000 a candidat iar la președinția României, ajungând în turul 2, unde a obținut 33,17% din voturi. Corneliu Vadim Tudor a publicat 32 de cărți, din care volume de poezie și publicistică, unele editate și în franceză, engleză și arabă, și a scris și piese de teatru. Dar a conceput și scenariul filmului Triunghiul Morții împreună cu Sergiu Nicolaescu. Trăim, domnule Goga, într-o lume fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicieni ordinari, hoții, improvizați astăzi în moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. În urmă cu câteva zile, Corneliu Vadim Tudor a postat pe pagina sa de socializare o poezie care parcă îi prevestea moartea. Hai, moarte, să bem o cafea, ți-o fac cu caimac aromată, mai leapădă-ți coasa cea grea și mantia asta ciudată.